faceți galerie. Izabela, la fel, mai în față. Doru, poate un pic mai în față. Elena, Cristi, mai în față. Aici, lângă Web Digital. Na, dacă nu vrei, te-ai în față aici, primul. Aici, unde vrei tu? Dar și voi mai în față. Ce-i cerut? Un rând gol, un rând gol. Să vedem mai bine? Să vedem mai bine. Am înțeles. Ok. Mulțumesc mult celor care au rămas până la această oră. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Următoarea prezentare, prezentarea lui Dragoș. O să-l las pe să vorbească despre titlul prezentării și cum l-a ales. Și mult succes! Mulțumesc! Poți să vorbesc și fără microfon? Se aude la fel de bine fără microfon? Da. Da, e bine. Mult mai bine fără microfon. Salut, sunt Dragoș și după ce Doru a vorbit despre experiența lui de pasionat, da? După ce Elena a vorbit despre experiența ei de chiriaș globetrotter, da? Unde tot plimbat în toată Europa și a căutat chirie, o să vorbesc despre experiența mea de bucureștean. Sunt 100% bucureștean. Nu știu neapărat dacă e un lucru bun sau rău pentru voi, pentru mine este un lucru bun. Înainte de toate, aș vrea să vă întreb câți dintre voi locuiți în momentul de față într-un apartament. Ok, aproape toată lumea, sunt și câțiva chiaburi, da, care stau la bine. Burghez, să spunem burghez, da, că am trecut de comunist. Câți dintre voi stați în Rapova? Ok, sunt singur, da, și mă mândresc cu chestia asta, că trăiesc în Rapova. Acesta este cartierul meu, da, e destul de gri, dar mă mândresc cu eu, îi spunem Rapova City, este un fel de oraș în oraș. Și este un fel de rai imobiliar, aș spune eu. Chiar dacă mulți când aud prima dată despre Rapova spun, acolo sunt foarte mulți mexicani, foarte multe căruțe, trafic foarte mare din cauza căruțelor și așa mai departe, eu zic totuși că poate fi un fel de rai imobiliar. De ce un fel de rai imobiliar? Pentru că există câteva USP-uri pentru Rapova. Am găsit câteva USP-uri, da? În momentul în care îți cauți un apartament, vorbesc de cumpărarea unui apartament, de închiriat un apartament, te interesează câteva lucruri, da? Un prim lucru ar fi cel legat de transport în comun, da? Da, ok, Rapova nu are metrou, dar e lucruri mult mai interesante decât un metrou. Are tramvaie care se ciocnesc între ele, da? Anul trecut, nu știu cât dintre voi știți, s-au lovit două tramvaie. Tramvaiele s-au lovit în Rapova. Deci, întreaga aventură, dacă vrei adrenalină, te poți muta în Rapova. Și că pleci dimineața la serviciu, nu știu dacă te mai întorci. Da? Sau cum te mai întorci, sau poate faci o vizită la municipal. Ok, un alt USP, spații de recreere, da? Ok, avem zone verzi, zone de grătar, se cheamă grădină din fața blocului, da? Acolo avem bere la fel, facem grătar, avem și ceva fosile pentru cei care vor să descopere lucruri antice și de mult, de exemplu un pet de acum 10 ani, îl pot găsi acolo. Zone comerciale, avem un mall, da? Deci arată bine, de sticlă, clădire de sticlă, avem Lacoste, Sephora, alte branduri, dar cel mai traficat magazin din Liberty Center se cheamă, este Daiso, un magazin chinezesc cu chinezării, dar la 3 lei, acela e cel mai traficat, dar avem o clădire de sticlă. Tu ai făcut poza? Nu, toate pozele sunt luate de pe internet, o să pun pe o prezentare. Nu, era curios, dar. Nu. Mă rog, poze luate de internet. Și bineînțeles, foarte important, când stai într-un cartier, să ai și vedete în acel cartier, da? L-avem aici pe perversul de pe Târgu Ocna, da? Este vecinul meu de cartier. Oricând te poți întâlni cu el la coadă, nu știu, la lapte, da? Sau la brânză. Mare atenție să nu-l supărați foarte mult, da? Dar oricând poți să faci o poză cu el, e foarte friendly, da? Nu mușcă decât după 22 de ani. Bun, ok. Deci cam acestea ar fi USP-urile pentru cartierul Rapova. Eu sunt Dragoș Meon, sunt un mândru locuitor al cartierului Rapova și poate la fel de mândru, specialist pe PC la Web Digital. Hai să plecăm de la un scenariu, da? Să ne gândim că se construiește un ansamblu rezidențial în Rapova și noi ar trebui să vindem acel ansamblu rezidențial. Ar trebui să aducem liber
pentru acel ansamblu. Cum aducem? Simplu. Cu campanii PPC. Da? În momentul în care ne mutăm într-un bloc nou, e clar că ne vom muta lângă anumiți vecini. Există anumite profile de vecini. Diferite tipuri de vecini. Fiecare vecin, am ales un bloc de 10 etaje, iar pe fiecare etaj stă câte un profil de vecin. Fiecare profil de vecin l-am distribuit unui canal de PPC. Așadar, spunem cu cine, spunem din ce sursă ai completat lead-ul, da, pentru asamblul rezidențial, ca să spun cu cine te vei învecina, cu cine vei sta în bloc. Hai să luăm cu primul nivel, administratorul de bloc. Da? Administratorul de bloc e acea persoană un pic old fashion sau un pic mai mult, dar foarte bine calculată. Știi, tot timpul îți calculează până la ultimul bănuț, așa cum spunea și Ionuț, administratorului îi dă și 5 bani și 10 bani. Da? Cunoaște pe toată lumea. Ăsta este search-ul. Da? Este campania de search. Dacă ai completat lead-ul din campania de search, e clar că vei sta la același etaj cu administratorul de bloc. Poate nu-i neapărat bine. Ok. În momentul în care construiești o campanie de search, ce ar trebui să se iei în considerare? Ar trebui să construiești campanii cât mai specifice, cât mai calculate, așa cum este și administratorul de bloc, în funcție de tipul apartamentului, câte camere are, de preț, foarte importantă și zona. Sunt foarte mulți care caută, în momentul în care își cumpără un apartament nou, caută zona. De asemenea, ar trebui să poți să faci o distinție și între cei care caută un apartament pentru prima casă, care vor să investească un plafon maxim, dacă le oferă programul prima casă, versus cei care vor să-și ia un credit ipotecar, da? Care poate vor un penthouse, nu vor neapărat un apartament de două camere pe care ți-l poți permite cu creditul prima casă. Și de asemenea, centru rezidențial versus clădiri vechi, versus blocuri vechi. Foarte important când construiești campanie. Ok, cam asta ar fi de vorbit pe search. Vedeți că sunt multe lucruri de vorbit, atât în două ore să vorbim toate despre search. Dar să trecem la următorul vecin. Următorul vecin este vecina overprotective. Este acea vecină care vine și îți aduce prăjiturele când ieși din apartament dimineața și te întâlnești cu ea pe scară, tu mă rog, nu se întreabă ce faci, îi spui bine și din complezență o întreb, dar dumneavoastră ce faci și începe și povestește viața și așa mai departe. Da, domnul. Nu mi-a dat în viața la vecină prăjitură. Sau mi-a dat în viața la o vecină prăjitură. E o vecină la sarmal. Mi-a dat sarmal. M-am întâlnit cu ea în lift. Ea mă întreabă ce face, ea se duce la piață să facă sarmale. A, dar și mie îmi plac sarmale. La două zile după, m-a sunat pe la 11-12 m-a trezit din somn, că era sâmbătă dimineața și o vineri seară grea. Mi-a adus sarmale. Au intrat la piață. De la de-a doua zi, că și le mai ține 24 de ore. Da. Deci sunt sigur că mulți dintre voi aveți o astfel de vecină. Dacă nu aveți, ar trebui să să vă cumpărați. Aceasta este vecina Brand Protect. Da? Este campania de Brand Protect. Când vorbim despre Brand Protect, este foarte important. Dacă aveți un centru rezidențial, da? Bineînțeles, cu nume Green City, să spunem, whatever, ar trebui să construiți o campanie de brand pe search, în primul rând, pentru Green City. Astfel încât cineva caută apartament, două camere Green City, primul anunț să fie al vostru, da? Nu al altora care au, de exemplu, în campanie cuvinte apartament, două camere. Da? Tocmai de aceea ar trebui să aveți o campanie dedicată acestui lucru și pe lângă campania de search ar trebui să extindeți și mai mult campania. O campanie de display de brand, da? De toate când se caută Green City pe GDN, voi să apăreți cu bannerul acolo, neapărat, să nu apară un alt centru rezidențial. De asemenea, când cauți pe search, da? Green City, să nu apară un alt ansamblu rezidențial concurent, să apar tu aceste campanii de brand protect pe search-ul din Facebook. Și pe canale sociale proprii, da? Ai un canal de YouTube, ar fi bine ca în momentul în care ai niște videoclipuri de promovare, să spunem, pe acel canal de YouTube, ar fi bine ca inclusiv pe videoclipurile tale să apar tu, nu să apară un alt concurent. Ar fi trist să vadă cineva filmul tău de prezentare al ansamblului, cu machete și mai departe, să dea clipul pe un alt ansamblu. E cel puțin tristuț. Ok, de asta este bine să faceți o campanie de Brand Protect integrat. Trecem la vecinul numărul 3. Este vecina care epatează. Este vecina bling-bling. Are cam 30-35 de ani. Este prima generație în București. Părinții ei sunt
dintr-un orășel comun de pe lângă București. Ea a făcut mare efortul să facă liceul și facultatea în București. Acum aș permite o chirie, suntem în București. Dar cu toate astea, i-au rămas câteva lucruri din vechea viață, dar din viața de, nu din viața de locuitor al unui oraș cosmopolit. Și bineînțeles că își pune foarte multe bijuterii pe ea, pentru că s-a ajuns, a ajuns la București, se dă cu foarte mult parfum și scopul este de a atrage atenția. Asta este principalul ei scop, de a atrage atenția. Foarte important, când aveți un ansamblu rezidențial, aveți cel mai bun ansamblu rezidențial, cele mai bune prețuri, este bine ca oamenii să vă și cunoască. Degeaba aveți cel mai bun ansamblu, cele mai bune condiții, cea mai bună zonă, cele mai bune, alte oferte conexe pe lângă, dacă nimeni nu știe de voi. Tocmai de aceea trebuie să încercați o campanie de display. Campanii de display au un rol principal de wellness, așa cum spunea și Doru. Ok, n-am auzit de Green City, dar nu o să caut niciodată pe Google Green City. Da? Începeți o campanie de display pentru a crea awareness asupra brandului Green City și mai apoi vor veni și din campaniile de search. Ok, deci dacă ați completat un lead din campania de display, să știți că aceasta va fi vecina voastră. Ok, când faci o campanie de display, așa cum spunea și Dor, ar trebui să mergeți un pic mai departe, să nu mergeți doar pe un media plan cu site-uri de imobiliare. Ar trebui să vă gândiți că acel cuplu probabil e căsătorit și să intre pe site-uri de oameni căsătoriți. Poate își caută o mașină de familie și ar trebui să fiți și pe site-uri auto, de exemplu, da? Unde pe secțiunea de mașini de familie ar fi o variantă. Sunt cu gândul la un copil, am spus, sunt cu gândul la un copil, nu am deja un copil. Mai degrabă înainte, dacă sunt persoane cât de cât calculate, înainte să-l apară copilul, se gândesc, băi, hai să mergem de la 2 la 3 camere, sau de la 2 la 4 camere. Soluții de creditare, probabil că își caută un credit și sunt foarte multe site-uri și de informare legate de partea financiară, ar fi bine să fiți și acolo. Și, bineînțeles, formule de specialitate legate de, ok, e bine la Green City, e bine la Green City și așa mai departe. Ar fi și aici util să vă afișați. Bun, și trecem la următorul pas, la 4, la vecina post-securistă, vecina care nu a reușit să treacă de perioada comunistă, sunt sigur că toți o aveți în blocul. Sunt sigur, da, spune doar. Îmi permiți o sugestie de redărmire, eu îi spun oculistă, că stă tot timpul pe vizor. Ea e prima evoluată, stă pe față. Știi? Este pe față, da, și pe spate. Stă pe față, da, stă, și vede de toată lumea. Legitim. Care... Eu vă vezi că stă pe față. Da. Stă pe față și vede lumea care este. Știi? Te mai întâlnești cu ea lin și spune, a, de unde e fata aia blunduță? Și fata aia blunduță care, de fapt, nu, a fost doar o sână. Nu e așa. Ai pus-o la întreținere. A, da. Ai pus-o la întreținere. Ok. Vecina post-securistă și, mă rog, vecina din anul 2013 ar fi campania de remarketing, da? Care după aceea te urmărește peste tot. Odată ce ai vorbit cu ea, odată ce ai intrat în acel blog, nu pot să zic că nu mai scap, dar în orice caz te va urmări cu mare atenție tot ceea ce faci pe toate site-urile pe care intri. Câteva informații despre o campanie de remarketing, cum ar trebui să o construiți. Folosiți liste calitative din Google Analytics, nu vă limitați la listele din Google AdWords. De exemplu, cei care au făcut bounce, poate ar trebui să nu mai retargetați, poate au intrat din greșeală pe site, poate nu sunt deloc interesați de ceea ce au văzut și ar trebui să-i elimini. Că doar o întrebare, cât de bine funcționează listele din Analytics? Că funcționează? Adică te referi la numărul de utilizatori. Număr și efectiv. Da. Targetare pe listă din analitic. Ok, nu foarte bine, că nu e cel puțin așa văzut, dar nici nu e cum să compari. Adică eu nu pot să văd o altă listă de non-bounce. Eu am avut multe segmentări din analitic care nici nu au pornit. Pentru că nu erau niște. De exemplu, am schimbat la pus pe listă based. Și 0-100 sau chestii de genul ăsta, mai degrabă. Am mers așa. Deci, na, funcționează. Toate listele le facem. Era la plăcere și le facem și, într-adevăr, da. Sunt foarte mișto, doar că nu... Multe din segmentele pe care încercăm să le facem, nu... Depinde și cât de profund a fost segmentarea.
Nu știu, de obicei dacă după ce am făcut să de remarketing și văd acolo 0% de utilizator, reiau lista respectivă da. Și trebuie să mai lucrez la ea. Ok, liste specifice în funcție de ceea ce am căutat. Dacă aveți un site de un ansamblu rezidențial, sunt sigur că sunt pagini cu apartament de două case, trei apartamente de două camere, trei camere, garsoniere, studio și așa mai departe. Nu încercați să vindeți celui care a văzut un studio, să vindeți penthouse-ul, dar ar fi un pic cam dificil, un pic cam mult pentru el. Limitați frecvența, da, și optimizare continuă a campaniei. Încercați să controlați remarketing-ul, e destul de greu de controlat. Apare pe foarte multe site-uri, vedeți care pe ce site-uri au luat mai multe click-uri, vizite și poate ar trebui să limitați campania pe cele site-uri. Și de asemenea profită de PR-ul pe care ți-l faci, adaugă coduri pe site-uri partenere, în cazul în care ai și în campania ta de promovare integrată și parte de PR online, da? Cu articole pe site-uri de imobiliare sau site-uri de știri, vorbește cu ei dacă nu poți să pui pe articol respectiv un cod de remarketing pentru a retargeta după aceea audiența care a văzut acel articol. Sunt oameni interesați dacă au lucrat pe acel articol și l-au citit de un site de publishing și sunt sigur că au achiesat cu acel mesaj, un cuvânt care ți-am spus foarte mult. Și pentru că de achiesat, să vorbim și despre cuplul zgomotos. În orice bloc există un cuplu zgomotos, un pat care nu este foarte bine prins în podea. El este un, în afara apartamentului, este un cuplu foarte normal, doar că stau foarte mult ca un meduz și o meduză, toată seara buză în buză, o chestie de genul ăsta, nu mai știu exact, sunt foarte apropiat. Unde ori și în lift? Tot timpul sunt aici. Ne-ați făcut lista. Ei sunt, să fac o știință, unul îl cheamă tradițional și pe ea îl cheamă sponsor. Ce înseamnă tradițional și sponsor pentru Facebook? Tradiționalul, acela nu tradițional din partea dreaptă, de tip imagine, titlu și text, ar trebui să folosiți la maxim potențialul acestor aduri, chiar dacă mulți spun că okay, este un pic trecute, nu mai se uită lumea cum se uita înainte când erau doar 3 aduri, pe partea de-asta acum sunt foarte multe. Dacă faci o segmentare foarte bună, dacă în imagine transmiți mai mult decât o machetă, da? Dacă pui eventual prețul în imagine, de asemenea foarte important mesajul pe care îl comunicați, call to action-ul pe care îl folosiți. Și foarte important, utilizatorii, dacă au dat un click, nu ai plătit doar clickul respectiv, ok, plătiți clickul respectiv, dar nu vă opriți acolo, ajuns pe site și avem șansa să convertească sau să nu convertească. Introduceți într-o campanie de remarketing specială, în care știți că la vinde pe Facebook, da? De referral Facebook, da? Sau campania respectivă în cazul în care folosiți și ar trebui să folosiți UTM-uri. Și mai apoi retargetați-l în rețeaua de site pe partenere Google. Bun, și sponsorul, foarte important, nu promovați toate statusurile, da? Toate, mă rog, cam orice business acum are o pagină, pe foarte multe pagini se pun foarte multe cafele, foarte multe pisicuțe, foarte multe ței. Ar fi bine să nu plătiți pentru promovarea statusului cu pisicuțe, pentru că, în definitiv, ok, va avea multe like-uri, multe, poate și share-uri, nu zic nu, dar voi nu vreți like-uri, adică vreți lead-uri, da? Mai degrabă decât like-uri. Nu vreți ca oamenii să dea like-uri și tu să stai cu tot ansamblu rezidențial gol. Da? Ar fi bine să promovați doar statusurile pe care au ofertă în spate, să aveți oferte speciale, poate pentru bani, oferte pentru non-bani. Și de aceea este foarte important un plan editorial inițial, da? În care stabiliți, ok, ce promovăm, când promovăm, la ce ore promovăm. Foarte importante și orele de promovare. Bun, și ajungem la campanii de AdRoll. Pentru mine AdRoll este funcționarul de la Parlament, este acea persoană importantă, de o persoană atât de importantă încât niciun vecin nu știe ceea ce face exact la Parlament. Ok, lucrează la Parlament, instituție mare, retargeting pe Facebook, foarte, foarte tare. Că și cum faci? Și cum se plătește? CFC-ul, ECPM, CPT? Îți voi explica ca cu altă ocazie. Ok, asta este funcționarul de la Parlament. Da, e o persoană importantă, o persoană cu multe conexiuni, lucrează într-o instituție foarte importantă, mare, cea mai mare instituție din România. Ca suprafață,
Da? Foarte important. Doar ca suprafață și atât. Dar este un, este un tip destul de, cu destul de multe lucruri pe care nu, nu vrea să le spună. De ce ar trebui să folosiți Adronul? Ar trebui să-l folosiți pentru că sunt 6,2 milioane de români pe Facebook și ai putea să-i retargetezi pe cei care au ajuns pe site-ul tău, dar nu să faci un alt anunț, să cauți alți utilizatori și pe cei care deja au intrat pe site-ul tău, să-i retargetezi în timpul lor liber, adică atunci când lucrează în cele 8 ore de lucru. Foarte important ar fi să le transmiți faptul că îi știi, faptul că ei ți-au vizitat site-ul. Hello, ne-am mai văzut, ne știm de undeva. Mergi pe mesaje out of the box, emoționale, poate chiar un pic la limită. Iată de el, spune, dar de ce nu ai vrut să completezi formularul ăla? De ce n-ai vrut? Ce nu ți-a plăcut? Spune-ne ce nu ți-a plăcut. Nu știu, poate exagerez acum un pic. Dar încearcă să fii un pic mai, mai agresiv prin mesaje, nu folosi aceleași mesaje pe care le folosești într-o campanie tradițională. Dar oferă ceva mai mult. El deja te știe. Da? Deja sunteți oarecum prieteni. Atunci ar trebui să vorbești un pic, un pic altfel, altfel de el. Folosește toate tipurile de aduri, adică atât adul tradițional din dreapta, cât și cel nou din Newsfeed, în care ai mai mult conținut pe care, pe care poți să-l adaugi. Bun, și trecem la etajul meu, Girl Next Door. Este fantezia tuturor bărbaților, da? Să stea ușă în ușă, da? Cu vecina de, vecina de lângă. Dacă ați văzut filmul, știți, dacă, cum ați văzut actriță, dacă nu ați văzut filmul, e un clasic, da? Era un film de văzut probabil prin a 8-a, 9-a, 10-a, dar niciodată nu-i prea târziu să vedeți. Puteți să revedeți, revedeți. A 8-a, 9-a ta, mă. A 8-a, 9-a mea, da, cer scuze. Ok. E acea, acel vecin care are efectul de vinocoace, da? Are efectul de atracție foarte mare. Acestea sunt campaniile pe YouTube, da? Vizual foarte puternic, da? În momentul în care le vezi, ok, am văzut-o, o vreau, vreau să mă mut acolo. Da? Lângă vecina de bloc. Ok. Segmentați foarte bine campaniile de YouTube, da? În funcție de cuvinte cheie, în funcție de teme. Gândiți-vă publicul vostru țintă ce caută. Nu vă feriți să adăugați poate chiar și cats, da? Și filmulețe despre cats. Dacă, așa cum vorbeam, poate că cei care caută un apartament nou se gândește la un copil, poate trebuie să mergeți și pe videoclipuri de bebeluși, da? Ea sigur va reacționa la acest, la acest mesaj. Sau pe desene animate. Sau pe desene animate înseamnă că deja are copil. Dacă ea se uită, da, la... Poate că nu s-au mutat. Aici vreau să fac un comentariu. Spuneai că sunt oamenii foarte calculați și se gândesc că fac un copil. Și că... Eu zic că pe la doi, la treilea copil încep să mute. Balcanicii noștri, adică iar aia doar ține în cartier, nu mai zic. Contează. Da. Vreau să vă vedeți în cartier, recunoaște. Stau de cartier, dar nu și un mexican. Și mai sunt mexicanci care învață la ușor pe băi, voi zic, când ați învățat vecinul, nu trebuie să faci chestia, adică... Mă rog, deci ideea mea era că... Pe desene animate poți să găsești pe cineva care are la 2, 3, 4 ani și care poate vrea să facă pasul, că în sfârșit, asta sunt banii de casă, mă gândesc. Corect, poate segmentez campania, ok. Sau poate nu mai suport. Ăștia sunt viitorii părinți, aici sunt părinții cu un copil, da? Aici sunt cei logodiți, că poate și pentru cei logodiți, cei care poate au un surplus de bani și vor. Ok, ne logodim, ne căsătorim, luăm darul mare de la nuntă și ne mutăm într-o casă nouă. Ok, bun. Și trecem la următorul etaj, la corporatistul cu SUV, da? Este acela care lucrează în Pipera și are un SUV. Are o mașină mare, dar nu are loc de parcare plătit în fața blocului și o parchează pe unde a plăcut, toate care dita mai mașina. Cu toate acesta este o persoană respectată în bloc, pentru tot timpul se vrea că la costum vine la costum, este destul de respectuos cu bătrânele din fața blocului și le-a câștigat încrederea. El este LinkedIn-ers, da? Campanii pe LinkedIn. Foarte important, aici nu poți să targetezi, din păcate, regional, doar pe București, poți targetezi pe țară, pe România, dar dacă targetezi companiile din București, care au sediul în București, să spunem, companii unde
activitatea lor se desfășoară doar în București, să zicem, web digital, da? Două parale, doar două parale România, da? Care activează doar în București, atunci poți să ajungi la utilizatorii din București astfel, da? Targetând companiile și nu doar joburile. După aceea, după ce ai targetat companiile, mergi și pe poziții, da? Poate ar trebui să elimini entry-level, că la entry-level sigur te gândești la o casă, mai degrabă mai sus în senioritate. Comunică în engleză. Dacă faci o campanie în română, poți să ai o audiență foarte mică, o audiență restrânsă, deci faci campania în engleză, pentru că, nu știu, aproximativ 80% din utilizatorii de LinkedIn au LinkedIn în engleză. Iar nu ți aprobă anunțurile, dacă le faci în română, pentru vânătorii care și-au ales LinkedIn în engleză, nu ți aprobă anunțurile. Pentru că trebuie să fie în aceeași limba pe care o alegi. Ok, și ajungem la ultimul etaj, la hipsterul pe bicicletă. Să vă dau un tip legat de hipsterul pe bicicletă, să nu împărțiți niciodată o cola cu un hipster, pentru că e prea mainstream, el bea Dr. Pepper, da? Să nu mergi cu o cola, uite, am găsit cola cu numele tău, o să duce doamne în cap, da? Dacă dați un Dr. Pepper, o să vă apreciez mult, mult mai mult, da? Știu că aveți și voi un hipster care își leagă bicicleta în fața blocului. Și a legat-o pentru că era o căruță care mai avea nevoie de un cal putere și a zis că bicicleta era o să îl va ajuta. Ok. Hipsterul pe bicicletă, da? El urește mainstream-ul, îi face tot ceea ce e nou. Și tocmai de asta am spus că pentru hipster cel mai potrivit ar fi campanie de RLSA, de campanie de marketing pe search. Și cu hipster, nu cu asta. Așa, cu hipster. Era o poză care circula foarte mult pe net cu mirele și mireasa la nuntă, nu știți? Care tăiau cu sabia o șaormă. Spuneau pentru că tortul la nuntă este pe mainstream. Da, corect. N-aș vrea să zic, sunt de la unul de hipster atunci. Mai degrabă nu. Șaormă mănâncă acum, începul de aici. Bun, deci hipsterul pe bicicletă. Exact, nu? Nu un pic campan. Hipsterul pe bicicletă, remarketing for search, vă deschide noi oportunități. Gândiți-vă că nu mai sunteți limitați doar la intenția de a căuta apartament. El a intrat pe site-ul vostru, a intrat poate pe căutarea apartamente, două camere. După aceea îl puteți targeta pe alte căutări. Vorbeam cu Cornel astăzi, cum ar fi pentru un restaurant, să spunem, a intrat pe search, pe site. Și după aceea să-l remarketez pe alte cuvinte. Nu știu, când caută forum, orice cu forum, orice legat de forum. Se dea un anunț pe search, nu e așa că ți-e foame, în jur între ora 12 și ora 4. Da? Doar intervalul ăsta. Nu e așa că ai mânca o quesadilla, nu e așa că ai mânca o shawarma, livrare în jumătate de oră. Da? Deci vă oferă mult, mult mai multe oportunități. Da, spune doar. Aici am o întrebare, de fapt. E o problemă care ne-a lovit, am avut clienți din zona asta de food și inițial toți veneau cu chestia asta, bă, între 12 și 2. După care așa de seamă, de fapt, un mare rău, pentru că le creștea foarte un pic de livrare. Avea un vârf de cerere natural, avea un spike și din reclama pe care noi le făceam targetat orar. Nu o făceam prin Google pe vremea, o făceam clasic, dar era același efect. Și efectul era cu oamenii comandau exact în perioada în care erau foarte aglomerați. Și atunci am învățat să facă între 10 și 12 și 4 și 8, să facă în off-season, facă în extra sezon, pentru că în perioada respectivă cuptorul lui oricum stă. Adică tu când găsești un cuptor de pizza, ca și cuptor de pizza, îl găsești dimineața până seara, nu poți să-l găsești la 12 jumate când nu mai ai pizza, știi? Da, și atunci nu consumi restul. Deci interesul este să faci spread pe comenzi, asta poate fi intervalul doar la prânz, dar mai poate, de exemplu, dacă este un club, da? Ai un eveniment vineri seara, da? Și poate clubul tău e romană, nu e în centrul vechi. Toți cei care caută centrul vechi, nu știu, bar, centrul vechi, să le apară atunci anunțul, da? Cu super petrecere, nu știu, care au open night la clubul respectiv. Și așa îi puteți, loc să se ducă într-un bar din centrul vechi, cum fac foarte mulți, da? Mai degrabă se va duce probabil la petrecerea de karaoke. Ok, deci acestea sunt cele 10 etaje și 10 vecini, cele 10 strategii de PPC. Acum gândiți-vă toți cei care ați completat un formular, da, pentru un apartament, un lead, da, pe un ansamblu rezidențial.
potențial, gândiți-vă din ce campanie ați venit, din ce sursă de trafic, dacă a fost display, dacă a fost search, dacă a fost remarketing for search și veți vedea care va fi, care va fi vecinul vostru în viitorul sau în rezidențial. Eu am fost Dragoș și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați vizitat la nou jurul. Mai stai acolo, la 10 minute de a, la 10 minute de centru este Rahova, în continuare dacă trebuie să cu caruselul, cu roller coaster. Au rezistat la tine, dar la mine nu mai vor să reziste un pic. Dacă aveți întrebări pentru Dragoș. Nu, nu aveți întrebări. Aia, uite, avem o întrebare. Pentru vânzarea unui imobil, care ar fi investiția minimă? În AdWords, pentru că am văzut că CPC-ul e destul de mare. Să ajunge la un apartament, două camere, 50.000 de euro. El, în mod normal, plătește unei agenții. Gândește ce profit ai, da? Din 50.000 de euro, să spunem că 40.000 e profitul tău, da? Net, să zicem, luăm așa, 20%, da? 20% e profitul tău. Deci, 20% e dispus să investești, nu să cheltuiești sau să consumi pe Google AdWords. Cât ai dispus să investești pentru a vinde acel apartament? Cam ăsta e răspunsul tău. Există best practices care ideea asta? Best practices. Probabil noi avem o sumă pe preț pe conversie, două parale are altă sumă, voi aveți altă sumă, fiecare cu suma lui, plus de asta depinde foarte mult lead-ul. Ok, ți-am adus un lead, că nu pot să calculez la contract semnal. Ți-am adus 100, 1000, 200 de lead-uri, da? Lead-uri bune, lead-uri proaste și așa mai departe. Ok. Mulțumesc, mult, Dragoș, și prezentarea este interesantă. Mulțumim mult. Vă mulțumesc vouă și... Da, puteți oricând să cumpărați. Avem proiectul ăla pe care trebuie să-l vindem în Rahova, nu? Și pentru el de... Da, exact. Am înțeles. Nu, dar okay. am un apartament la parter. Foarte. Ok. Vă mulțumesc mult celor prezenți, mulțumesc încă o dată sponsorului, Newsman, dar și partenerilor, IQLS, Traffic.ro, comunicată de presă, Web Digital, două parale, SEO Monitor, orașul meu, Startup UB, dar și celor care ne găzduiesc Hub-ul Bucarest. Și totodată vreau să vă reamintesc posibilitatea de a achiziționa până 31 iulie bilete la Sandbays cu discountul special de 30%. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă aștept la următoarele ediții, care promit să fie cel puțin atât de interesante. Vă mulțumesc!